La mulți ani cu sănătate, să vedea Domnul tot ce doriți, zile senile și fereșire, la mulți ani să trăiți. Prima parte a activității, sportul emoțional, îmi lua cel mai mare parte a timpului. Una când vorbim de refugiați și una când vorbim de refugiați cu grad dizabilitate. Pentru că erau persoane foarte închise, preferau să stea în singurătatea lor și eu gândeam cum să-i atrag la mine în cabinet, ca noi să ne deschidem, să ne împrietenim. Abia mai târziu a început să se deschidă despre ceea ce li s-a întâmplat acolo. I-a marcat pe toată viața asta, este indiscutabil. Начал заниматься играл на музыке, на баяне, рисовал, как-то приукрашивал наш быт. Червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.